În ultimele decenii, Uniunea Europeană a obținut o serie de progrese în domeniul egalității de gen. Egalitatea între bărbați și femei însă nu este o realitate încă, nici în Uniunea Europeană, nici în afara ei. Femeile sunt subreprezentate pe piața muncii, rata de ocupare, de angajare este de 11,5% mai mică decât în rândul bărbaților. Diferența între salarizarea bărbaților și femeilor este de 16% în media europeană. În România, procentul este mult mai bun. În România, de fapt, rezultatele au fost cele mai bune. Iar în cazul pensiilor, pensiile femeilor sunt cu aproape 40% mai mici decât ale bărbaților. Deci aceste diferențe în ocupare, în salarizare, la pensii, sunt întărite de o nouă tendință, și anume apare o suprareprezentare a femeilor în toate formele de muncă atipică. Această situație nu numai că este proastă pentru femei care sunt într-o poziție mai precară, mai ales la vârste înaintate, dar situația este proastă și pentru societate în general, pentru că pierderea economică datorată acestor diferențe se estimează la 370 de miliarde pe an, adică 2,8% din PIB-ul european. Deci ce am făcut? În noiembrie 2017, pentru prima dată în 20 de ani, instituțiile europene au proclamat pilonul european al drepturilor sociale și de atunci am avut mai multe inițiative legislative, voi menționa doar câteva. Directiva privind echilibrul între viața profesională și viața personală, care se ocupă de împărțirea inegală a răspunderilor privind îngrijirea între bărbați și femei. Apoi directiva privind condițiile de lucru transparente și previzibile, care ajustează regulile la noua lume a muncii și se asigură că un număr mai mare de lucrători dispun de condiții de lucru clare, transparente și demne. Lucrătorii în noile forme de muncă sunt, după cum am spus, adesea femei și au nevoie de acces și la protecție socială în acest context. Deci avem o recomandare pentru a asigura că cât mai multe persoane sunt acoperite de sistemul de asigurări sociale. Dincolo de inițiativele legislative, monitorizăm situația socială și de ocupare a femeilor prin semestrul european. În 2018, 8 state membre au primit recomandări pentru îmbunătățirea participării femeilor pe piața muncii. În noiembrie 2017, Comisia a adoptat și un plan de acțiune privind reducerea diferențelor de salarii între bărbați și femei. În cooperare cu statele membre și toți cei interesați, încercăm să atacăm cauzele de bază ale acestei situații, cum ar fi, prin măsuri cum ar fi combaterea segregării în ocupații și sectoare, eliminarea stereotipurilor și asigurarea aplicării adecvate a principiului la muncă egală, plată egală. Recent am lansat și o consultare publică pentru a obține noi idei pentru viitor, iar din Fondul Social European am investit din 2014 2,2 miliarde în egalitatea de gen. Acum când desfășurăm un proces de reflecție privind viitorul Europei, egalitatea de gen trebuie să fie în centrul dezbaterilor noastre. Este un obiectiv esențial în cadrul obiectivelor de dezvoltare durabilă pentru 2030.